Elevii de clasa 8 au susținut în această săptămână probele evaluării naționale, iar lucrările la limba și literatura română i-au amuzat din nou pe profesorii corectori. Absolvenții de clasa 8 au presărat textele cu explicații trăsnite, greu de citit și de înțeles. Iată câteva din perlele găsite de profesori. Genul liric este atunci când autorul nu are chef să scrie cărți lungi, cum ar fi romanele, și scrie poezii. În genul liric se cască gura la plante, insecte și animale, iar poezia se scrie ușor. Omul spune că e frate cu copacii pentru că nu-și suporta rudele când era mic. Omul ăla era atât de singur că vorbea cu pomii, gen salcâmii, care nici nu-i răspundeau. Poezia este despre diverse buruieni în care a copilărit poetul. Și rolul cratimei a fost interpretat superficial de elevi care nu se pot abține să nu transmită și mesaje celor care au elaborat subiectele. Cratima se pune ca să mai lăbărțeze rândul când nu se înțelege nimic din text. Întrebarea asta cu cratima pică în fiecare an. Am scris rolul, dar vă recomand să mai schimbați, că e chiar plictisitor. Unii elevi critică pe poeți, considerându-i de-a dreptul neinspirați. Poetul bagă repetiții când nu mai știe ce să scrie, de exemplu, scuturându-le, scuturându-le. Doamna profesoară spunea că cine repetă ca papagalul e bâlbâit sau prostovan. La cerința de a scrie o narațiune în care să prezinte o întâmplare reală sau imaginară petrecută într-o stațiune turistică, unii elevi au întâmpinat probleme serioase. Familia mea a fost anul trecut în Bulgaria, dar acolo nu se vorbește în limba română, deci nu am ce să povestesc, îmi pare rău. Aici, în stațiunea asta turistică, eu m-am întâlnit cu Donald Trump, care era președintele Statelor Unite ale Americii și mi-a propus să lucrez cu el la Casa Albă. Un elev mai curajos și-a încercat norocul la finalul lucrării. Am 17 cuvinte în plus la compunere. Vă rog frumos să-mi dați un bonus.